Sau mă gași, mă, ce mai faci, nu mai filmezi și eu, frate, chiar că filmez cu 2 megapixel, tot filmez, frate, asta e important, știi? Înainte să vă spun marea poveste, vreau să vă anunț că am făcut un grup, puteți să intrați pe linkul din descriere, să intrați acolo într-un grup de Facebook, să fie bine, să nu fie rău, știi, acolo, știi, meme-uri, glume de astea cu ce mai se întâmplă, da, Doamne, scrieți-vă toți în grupul ăla, frate, neapărat. Dar ca să înțelegeți povestea asta, trebuie ca pur și simplu voi să auziți ce spun eu, dar să vă imaginați acolo un scenariu în capul vostru, știi, cum ar veni și atunci povestea o să fie faină. Bă, te rog eu, mă. Bă, știi, mă, doar încearcă, frate, doar încearcă. Trebuie să recunosc, nu mulți oameni au avut șansa pe care am avut-o eu. Era vară, frate, și nu știam ce să mai fac. La modul, m-am uitat la Ilie Vlog. Am făcut videoclip în care mi-a mințit abonații că nu fac YouTube pentru bani, dar parcă ceva nu mergea, mă plictiseam rău, frate. Nu aveam ce să fac, primez la un moment dat un telefon de la tovarășul meu Tiberiu și ghiși ce? Efectiv nu mi-a venit să cred. Reformulez, nu mi-a venit să cred cât de prost era. Mă sună și îmi spune, azi sau mâine? A răspuns că mâine și mi-a zis, bine, plecăm azi, ok? Atunci m-am cam prostit, stăteam să analizez situația și îmi întreb, bă, omule, dar unde dracu plecăm? Am zis că era prost, voiam să zic că era mai prost decât credeam. Ce, unde vrei să plecăm, Bulgaria sau Spania? Știam ce trece prin minte, așa că am zis Spania, frate. Mă, stau ce stau și la un moment dat au... Vezi că ne întâlnim la 7:40, am luat bilete, plecăm în China, să fii gata. Bă, eu știam că e prost, dar am zis, bă, frate, omul chiar era serios. Am zis, bine, frate, ai o săptămână în China, nu cred că strică. Ai, pa, pa, mi-am făcut astea și dă-i. Mi-am făcut bagajul, mi-am pus tot ce-mi trebuie, mi-am luat la revedere de la mama și am plecat să mă întâlnesc cu ăsta să luăm avion. Da, aștept, ceasul se făcuse 8:30, avionul plecase de mult, eu stăteam și așteptam. Atunci mi-am amintit că e un cretin total, așa că mi-am luat valiza, pur și simplu am plecat și cu capul în jos, frate, mă gândeam, bă, ce-i zic lui mama, frate, ce-i zic, că o fotoțeapă, că stai mai prost, că-l știi, mama, doar cum e și nu știu cum. Bă, frate, și ce să vezi, când ridic capul din pământ, îl văd pe dobitocul ăla, cum venea râzând, cum cu un tip alături lângă el. Bă, cretinule, ce faci, am ratat avionul, ce naiba faci, unde ai fost atât? Frate, calmează-te, doar ascultă-mă pe mine, bunul meu avea o vorbă. Chit că avea Alzheimer, avea o vorbă. Că nu poți să te duci în China, adu China la tine, băi, băiat. Păi, atunci am ieșit din minți, voiam efectiv să-l strâng de gât cu tot cu vorbele lui bunăsul, dar stai, ce observ, frate? Avea ochii de chinez, fața de chinez, părul de chinez și atunci mi-am zis, bă, eu cred că ăsta e chinez, mă. Atunci l-am întrebat pe Tiberiu, bă, de unde îl cunoști pe ăsta, mă? Și îmi zice că prietenul vărului tatălui lui are o rudă în Bihor care are o cunoștință al cărei verișoare are o fiică al cărui soț este un chinez și că locuiesc în China. Să mor tu. Da, atunci am zis că pentru asta am trăit, sau și chestia asta și mai dau o tură cu ochii la chinezul ăsta, frate, și am zis, bă, să nu fiu de la mă care plantează orezul ca la ei, să fiu și eu băiat gigel și zic Huai Ning, ceea ce înseamnă salut în chinez. Bă, ăla trebuie să recunosc, a uitat o leacă dubios la mine și îmi zice, salut coaie. Deci s-o aud și pe asta, frate, un chinez care îmi zice în propria mea limbă salut și... După ce a trecut și faza asta, mi-am permis să-l întreb cum îl cheamă. Și mi-a răspuns mai sincer decât atunci când te întreabă mama ta dacă ai răcit, deși ea îți spusese să ții geaca și tu nu ți-ai luat-o. Tion Ping. Și am zis, scuză-mă frate, eu totuși sper ca următoarea mea prietenă să fie o fată, deci cum te cheamă? Tion Ping. Bă, în gândul meu eram ceva de genul, bă, chinezii ăștia au IQ mai mic decât noi, adică îl întreb o dată, îl întreb de două ori. Eu voiam să știu numele, nu voiam să știu dacă e gay, frate. Al dracu chinez gay, vine în țara mea să fie gay în țara mea. Revoltarea mea, la un dat vine Tiberiu și îmi luminează mintea și îmi spune că, băi, țăran, prost, mă, se vede că ești de la Bacău, așa-l cheamă Tion Ping, ești cretin. Oficial rămăsesem prost pentru a treia oară și cu un zâmbet pe buze mă gândeam că, bă, oare ce-o fi mai tare, frate? Să te cheme Tion Ping și să faci cunoștință cu o fată sau să râzi de oameni ei crezând că ești gay, frate? Deci mi s-a părut genial. Dar și după am plecat spre casa lui Tion Ping. Bine, nu era casa lui Tion Ping, era casa verișoarei soțului vărului lui, da? Ați prins ideea. Și cred că vă puteți imagina ce am făcut de atunci. Un mic detaliu. Tion Ping nu era un chinez obișnuit. Tion Ping era un chinez cu sânge de român. Ce înseamnă asta, frate? Că dacă n-are ceva mai tare, ăsta bea și spirit, deci nebun, dar bine, mă rog, e un om super ok, deci n-are nicio treabă. Dar și mi-amintesc, totuși, cea mai tare fază a fost când i-am făcut cunoștință cu cea mai tare tipă de pe aici. Dar da, știți cum se spune. Chinezul tot român rămâne, orice ei face, frate, român până la capăt. Și tipa era destul de moartă după el și afla că îl cheamă Tion Ping. Pasă la un moment dat, vrei să-mi o împingi și mie? Și atunci, frate, i-a spus, știi, tot numele meu e Tion Ping la fete frumoase. Sper că v-a plăcut povestea cu tovarășul meu Tion Ping. Dacă eu să vă mai spun eu povești când o să fie, dar nu uita de un like dacă ți-a plăcut, neapărat să intri în grup ca să fie bine, să nu fie rău, mă înțelegi? Și fraților, doamnește, ne vedem curând dacă mai postez, mă înțelegi? Pa, pa, bă, nu mai zic pa acolo că e bine. Pa!